Antrenorul Petrolului Mugurel Cornățeanu a făcut socoteala în privința promovării în prima ligă. El a declarat la un post de radio că Petrolul trebuie să adune 45 de puncte ca să fie sigură de izbândă. Asta înseamnă 15 victorii din 17 partide, câte mai sunt de jucat. Calculele antrenorului sunt greu de îndeplinit, având în vedere că echipa s-a încurcat de multe ori în turul campionatului. Iar acum, cu foarte mulți jucători noi, trupa ploieșteană poate fi influențată de lipsa omogenizării. Cornățeanu a mai spus că lupta la promovare se va da până în ultima etapă. Astăzi, lotul petrolist l-a sărbătorit pe Sebastian Ghinga, unul dintre căpitanii echipei, care a împlinit 32 de ani. El i-a cinstit pe coechipieri după antrenamentele de astăzi. Prima ședință de pregătire a săptămânii s-a desfășurat pe Arena Chimia din Brazi. De la ea au lipsit motivat mai mulți jucători. Astfel, Malachian, Cozoronis și Brânz au fost învoiți pentru primul antrenament, cei trei întorcându-se în țară din mini-vacanță în cursul serii de luni. În vreme ce Saris și Moldoveanu, care au acuzat accidentări pe final de cantonament, sunt în perioada de recuperare. Pentru această săptămână, lupii au programate și ultimele două teste înaintea startului oficial din 2019. Astfel, mâine după amiază, Petrolul va întâlni formația de eșalon județean Petrolistul Boldești, pentru ca sâmbătă de la ora prânzului să joace cu Gloria Buzău, ambele partide urmând să se dispute cel mai probabil la Brazi. Dacă echipa se pregătește și joacă în localitatea prahoveană, în schimb, conducerea clubului a fost prezentă la cheile Grădiștei, acolo unde a avut loc întâlnirea anuală între conducerea Federației Române de Fotbal și cluburile din Liga a doua. Primul joc oficial al anului pentru Petrolul, cel din deplasare cu Pandurii Târgu Jiu, va avea loc pe 24 februarie.